această seară v-am pregătit o surpriză și anume l-am invitat la emisiunea Maestrii pe maestrul Sergiu Nicolaescu, cunoscut de domniile voastre atât ca regizor, actor și senator de Vrancea. Bună seara! Stimate maestre Sergiu Nicolaescu, suntem încântați că ne-ați primit la dumneavoastră acasă și v-aș ruga pentru început să transmiteți câteva cuvinte locuitorilor din județ în calitatea pe care o aveți, în cea de senator. Da. Mă bucur că suntem din nou împreună cu o echipă de televiziune de la Focșani, a apărut din nou la mine, că mă pot adresa domnilor voastre, că vom discuta despre meseria mea și dacă mă întrebați și de alte lucruri. Și pot să spun că păstrez Vrancii aceeași dragoste cu care în 1992 veneam pentru prima dată să particip la alegeri în calitatea mea de senator, deci am avut două legislații în care am fost senator de Vrancea. Stimate maestre, haideți să începem să vorbim despre meseria dumneavoastră, despre adevărata dumneavoastră meserie care ne-a bucurat pe noi toți atâția ani de zile. Să ne spuneți ce v-a determinat să faceți această sublimă meserie, cea de de fapt dublă meserie, de regizor și actor. Nu e mai complicat, e mai complicat. Deci eu sunt inginer de meserie. Aha. Și am ajuns în cinematografie, deci am terminat mulți, mulți ani în urmă. În 1952 am terminat facultatea de mecanică, inginer mecanic. Trecusem ca într-o viață aventuroasă și prin școala de ofițer de marină, Institutul Politehnic, am urmat și încă alte două facultăți. Nu-mi găseam locul, aceasta e realitatea. Terminând facultatea, am fost repartizat la o uzină de armament, la IORE și optică în același timp, în București, era o uzină specială, care lucra pentru armată. În 1954 m-am transferat la studioul Alexandru Sahia, deci am intrat în cinematografie. Am început cu ca inginer, ca șeful serviciului tehnic. Am construit, în calitatea mea de inginer, am construit studioul Buftea. Prin 1957-58, în calitate de operator, scenarist, regizor, am început să fac filme documentare la studioul Alexandru Sahia. Am fost primul scafandru, pentru că e la modă. A fost extrem, e foarte recentă întâmplarea cu submarinul Kursk. Deci am fost primul scafandru independent cu aparate construite de mine, ca inginer, cu aer comprimat, deci cu puterii de aer comprimat. Am făcut scufundări la mare adâncime, am făcut al șaselea film din lume submarin. Am construit astfel de aparate. Prin anii 60-62 m-am impus pe plan internațional în scurt metraje, iar din 65 am început filmul de lung metraj în calitate de regizor și în paralel și actor. Deci în 66 am avut prima premieră care a avut un record de spectatori, am făcut un succes fabulos, cu Daci. Cu Daci, da. Cu Daci. Deci Daci a fost primul film de lung metraj cu un foarte mare succes și național, și internațional, și mondial. Înainte de aceasta am avut câteva filme documentare, tot așa de foarte mare succes. Am făcut vreo 5 filme documentare, dintre care Memoria Trandafirului a obținut poate cele mai numeroase premii câștigate vreodată de un scurt metraj documentar artistic. Deci a urmat o carieră
o dublă carieră, deci o carieră națională și una internațională. Am lucrat în Germania, Franța, Italia, am făcut 28 de filme străine, în paralel am făcut vreo 50 românești, deci am destule. Dar, încă o dată, eu nu am o pregătire nici în domeniul regiei și nici în actorie. Am intrat în domeniile respective. Deci sunteți un talentat, un vorbeam mai devreme, tot astăzi, cu maestru Ion Piso, cântărețul de operă. Da. Și am abordat și, de fapt, domnia s-a abordat acest subiect, al talentului real dat de Dumnezeu, și pe care se pare că îl aveți dumneavoastră, și talentul pe care, sigur, talentul prin esența lui este dat de Dumnezeu, dar mai prin școală și prin lucru special pe el, îl poți aduce la altă cotă. Deci dumneavoastră nu aveți școala de actorie și de regie nu, pe care... Nu, n-am avut-o. Dar nu s-a simțit niciodată. Eu vreau să vă spun următorul lucru. Da. N-aș putea să definesc ce este talentul, dar în mod sigur știu să spun ce înseamnă munca. Deci eu cred că de unde am avut eu și de unde am fost înzestrat cu un profesionalism în domeniul cinematografiei, și spun un profesionalism de prima mână, pentru că întâi am lucrat în Occident și pe urmă în România. Deci, de unde am luat acest profesionalism, nu știu. Probabil ca spectator, adică în mod sigur ca spectator. Dar ceea ce este sigur este că am muncit mult mai mult decât alții. Mult mai mult. Da, filmele care le-am făcut eu erau mult mai grele, mult mai curajoase, în domenii în care cinematografia noastră nu era pregătită. Nu m-a speriat niciodată nimic. Am adus în țară filme mari, adică filme actori mari. Eu am lucrat cu Orson Welles, am lucrat cu Laurence Harvey, am lucrat cu Pierre Brice, am lucrat cu Marie-José Nath, deci am lucrat cu o paletă de foarte mari actori, de la Orson Welles, ce vreți, mai mult decât Orson Welles nu există. Deci am lucrat cu actori germani, italieni. Am făcut mari seriale germane sau franțuzești, difuzate și în Italia. Deci, profesionalismul a fost întotdeauna forța mea, dar care era dublat de o capacitate de muncă. Vă ajută uluitoare, zodia, pentru că am aflat că sunteți din zodia berbecului. Sunt și berbec. Da, sunt și berbec. Vă ajută foarte mult zodia, să știți, așa este. Mă ajută foarte mult. Da, eu consider că zodia e cea care mi-a clădit cariera, fără doar să o pot. Categoric, să știți. Îmi place foarte mult faptul că cu foarte multă dezinvoltură și cu... ați spus, eu n-am pregătire profesională, adică eu n-am fost la școală cu mapa sub braț, la cursurile de actorie și ce alte cursuri se mai fac la... Așa, pur și simplu, pe mine viața și statul pe scenă m-a învățat ceea ce m-a învățat și, într-adevăr, v-a învățat foarte multe. Prima de maestre, Sergiu Nicolaescu, mie mi-a plăcut foarte mult Enigma Otiliei, în care dumneavoastră ați făcut un rol... Eu, care sunt o fină mai romantică, așa, și pe mine tot zodia mă plasează acolo unde mă plasează, sunt în zodia peștilor, ca domnul Iliescu, de altfel. Așa, eu sunt o persoană mai romantică și filmul ăsta mi-a plăcut grozav și rolul dumneavoastră a fost foarte, foarte, foarte frumos în filmul. Cine v-a dat ideea să jucați în Pascalopol? A fost o poveste destul de complicată, pentru că dacă luăm romanul, nu mă potriveam deloc rolului. Și atunci prietenul meu, Micu Iulian, regizorul Fiei Țără Nouășoară, că l-am pierdut anul trecut, a venit la mine să-mi spună că ar vrea să joc eu și atunci am spus, domnule, dăm voie să citești scenariul. Am citit scenariul, am modificat fundamental scenariul, adică l-am transformat din negustor de brânză, l-am transformat un om extrem de bogat, castel. Am filmat. Dumneavoastră ați făcut această transformare? Eu am făcut. Nu Iulian Mihu. Nu Iulian Mihu a făcut treaba. Nu, împreună, bineînțeles. Da. Deci am transformat complet într-o altă lume, într-o lume extrem de bogată. Am mutat-o în timp, am
abordat primul război mondial, moartea lui Pascalopol care nu exista și așa mai departe. Deci lucrurile s-au schimbat mult față de roman și foarte mult personaj. Eu fiind cu totul alt personaj decât era Pascalopol din roman. Mihu a acceptat, până la urmă a ieșit ce a ieșit, după părerea mea, unul dintre cele mai bune filme românești. Este. Cu actorii excelenți, cu o figurație extraordinară, cu o imagine făcută de un scenograf genial cum era Boruzescu și soția lui care a făcut costumele. Deci eu cred că a fost o echipă foarte, foarte bună. Și în același timp eu l-am dus pe Mihu în locurile de filmare ale mele, locuri teribile, locuri la Castel, la Peleș și la Bran, mai departe în zona Branului, l-am dus la Sâmbăta, la Cai, l-am dus la câmpul acela, dacă țineți minte, de bivoli negri, tot super, așa pe lângă Sâmbăta undeva. Da. Iarnă, vară, sigur, lucrurile au... au evoluat pozitiv și filmul a avut un foarte mare succes, a luat și un premiu la Veneția. A avut un foarte mare succes, într-adevăr, și eu, deși am văzut toate, am văzut multe filmele dumneavoastră și mi-au plăcut foarte mult, când mi-aduc aminte, când spune Sergiu Nicolaescu, mi-aduc aminte de Enigma Otiliei și de personajul ăla foarte, foarte, foarte... Da, era un personaj misterios. Da, misterios și... Da, poate și realitatea era un film frumos cu oameni frumoși, Boruzescu, fetele la fel. Deci era un film de oameni frumoși, într-un amestec de dramă, în poezie, într-o anumită poezie, într-un anumit realism și o lume care a dispărut. Din păcate. Da, o lume care a dispărut, o anumită boierime care a dispărut. Eu am avut în același... aveam un proiect pe care am vrut să-l fac, se numea Prințul. După Teodorescu Braniște, da, cumva? Sigur, da. Și din acest prinț eu am tot așa adaptat la... În general, adaptările mele se depărtează mult de la fundația originală, de la roman. Deci, dar în acest Prințul, la fel, era dispariția unei clase, dispariția unei boierimi la începutul secolului, nu? Care a dispărut cu totul până la urmă. A dispărut cu totul România, până, și care, pe care, a cărei dispariție o resimțim de plin acum totuși. Bine, este o puternică criză, deci, de o anumită calitate de boierimea română, de nobilimea română, ca aș putea spune chiar așa, de o anumită clasă socială care comunismul până la urmă a desființat, a șters-o de pe suprafața Pământului. A șters-o de pe suprafața Pământului și din păcate simt așa că există cineva pe undeva, nu Dumnezeu în niciun caz, când spui cineva pe undeva, te gândești neapărat la Dumnezeu, care vrea să ne desfințeze și ca popor. Deci boierimea ne-a terminat-o, elitele spirituale prin această boierime, au dispărut și ele în mare parte, mai avem încă, bineînțeles, dar în mare parte și încet, încet o să dispară și poporul român. Nu? Nu o să dispară, nu o dispărut. Nu mor cai când vor câine, așa se spune, dar eu știu. Dar nu. Sigur că există o dezamăgire pe care o încercăm cu toții, de mai multe ori în secolul acesta au existat crize în viața socială a României, chiar la începutul secolului, pe urmă, chiar în timpul României Mari, după un avânt puternic, tot așa a fost un moment de dezamăgire care a dat naștere unor curente politice care au fost chiar periculoase, nu? Apariția legionarilor, adică mișcării legionare, contrazicerile sociale din perioada respectivă, războiul, al doilea război mondial, apariția comunismului, deci toate lucrurile astea au bulversat societatea românească și mai mult decât atât, zic eu, au îmbolnăvit-o moral. Noi suntem bolnavi, un popor bolnav, moral, din punct de vedere moral, dar asta nu înseamnă și nicio clipă nu cred și nu voi putea crede că pune în pericol existența
țării sau a poporului. Însă e bine să ne trezim, e bine să fim conștienți, să conștientizăm ceea ce ni s-a întâmplat, ce ni se întâmplă, să fim realiști și să știm ce alegem. Da, să conștientizăm ceea ce ni s-a întâmplat. Ce credeți că ni s-a întâmplat? Păi, vedeți bine că dovada de 10 ani de la Revoluție încoace, deci șansa imensă a României a fost Revoluția Română din 89. Dar după Revoluția Română a urmat lupta pentru putere care a durat ani de zile, nu? Și, pe părerea mea, continuă, dar democrația la noi nu a fost înțeleasă, sarcina și obligația, responsabilitatea pe care o are cetățeanul într-un stat democrat, un stat democrat care are obligații față de cetățean, dar și cetățeanul față de statul democrat are obligații. Deci toate aceste lucruri la noi nu s-au întâmplat în mod normal. Haosul politic în care trăim în momentul de față este o altă dovadă a bolii morale în care ne aflăm de mai mulți ani. De mai mulți ani. Vedeți, dumneavoastră, nu consider absolut normal ceea ce se petrece politic la noi. Noi, în loc să construim o clasă politică, construim o clasă de carieriști, de oameni care se cațără pe funcții și politice. Cine e de vină în toată treaba asta? De cine e de vină? Suntem cu toții de vină, tocmai de aceea o spun. Dar trebuie să avem curaj să o spunem, să o recunoaștem și să avem capacitatea de a recunoaște carieriștii, de a recunoaște oportuniștii, de cei care sunt bine intenționați și cei care sunt pregătiți pentru a duce o viață politică și a conduce o viață politică. De foarte adevărat ce spuneți, însă acest carierism simt că astăzi este mai în vogă ca oricând. Toată lumea vorbește de cățărătorii neaveniți, de așa, dar nimeni nu face nimic ca ei să dispară. Din potrivă, sunt încurajați, după câte se pare și după câte se vede. Vedeți, dumneavoastră, la noi, după Revoluție, după alegerile din 96, când Convenția a câștigat, lupta care s-a dus politică, revenirea în forță a PDSR-ului ca partidul cel mai puternic din România și ca forța care prezintă totuși o speranță pentru alegător. Deci în aceste condiții, de jur împrejur, ne găsim partide care în realitate nu au niciun fel de ideologie, nu au niciun fel de susținere morală, ridicate și sprijinite pe o clasă politică imorală și mincinoasă. La cine vă referiți anume? Mă refer la foarte mulți. Vă rog să-i spuneți. Nu, că nu vreau să jignesc, nu-i momentul. Era vorba că vorbim de cariera mea artistică. Cariera dumneavoastră. Deci am să revin la cariera artistică. După Daci, un mare succes internațional, premieră la Paris, imaginați-vă, aveam 30 și ceva de ani, pe Champs-Élysées, care este strada principală a Parisului, între Vendôme și Arcul de Triumf. Deci pe acest bulevard fantastic aveam panouri de câte 12-18 metri înălțime cu filmul Legherie, pentru că așa se numea, adică Războinicii, Daci în titlul de la noi, cu regia, miza în scenă Serge Nicolaescu, cum au scris producătorii francezi. Deci acest succes putea să mă zăpăcească. Nu m-a zăpăcit, inginerul serios care eram, m-am apucat mai departe de treabă, am lucrat în Franța 2 ani pe urmă, după care am trecut la Mihai Viteazu, am făcut un mare film germano-american, Lupta pentru Roma cu Orson Welles, am intrat deci, în lumea marilor actori, mi-am câștigat un nume, am devenit un specialist în filmul istoric,
Eram tânăr, eram chiar foarte tânăr, dar succesele care le-am avut cu filmele istorie, Dacii, Lupta pentru Roma și în continuare Mihai Viteazu, care s-a dus până la premiul Oscar, deci a concurat, a fost ales pentru la Los Angeles pentru premiul Oscar, a participat la... Nu am câștigat, nu am intrat în finală, pentru că în anul respectiv a fost războiul din Israel, primul război, 1971, aduceți-vă aminte, februarie, și a câștigat Desica cu Grădina Fiții, care se apropia de tema care tocmai trăise lumea, istoria contemporană a acelui moment. Deci, lucru care influențează foarte mult premiile Oscar. Să știți, politica și momentul, importanța în anului respectiv politică, importanța politică influențează premiile Oscar. În condițiile astea, sigur, n-am rămas cu un gust amar, mi-am continuat profesia, succesele, am făcut filme istorice, sunt considerat în lume ca un regizor de filme mari, de filme de anvergură, de superproducții și un specialist fără doar să poate în filme de război și filme istorice, în general filme de acțiune. Asta nu înseamnă că nu am avut alte două filme care au ajuns pe aceeași culme ca și Mihai Viteazu, concurând pentru premiile Oscar, și aceste filme au fost două filme, care unul dintre ele este Osânda, nu? De asemenea, un mare film, un film de tip artistic, un film de artă, Moartea lui Ipu, iarăși un succes deosebit în Europa, la Cannes și așa mai departe. Deci, pe plan internațional, am continuat niște seriale de televiziune, nu am mai făcut film de cinema în Occident, dar am făcut seriale de televiziune destul de importante, poate cele mai importante în ale deceniului 6. Cele mai importante din Europa, cele mai scumpe. Chiar și în deceniul 7 am realizat François Villon pentru francezi. François Villon este un fel de Eminescu al francezilor. Bon, le temps de temps jadis, da, apropo de Villon. Villon, da. Cum spuneai, de fapt. Villon. Nu, da. De fapt, ei spun Villon. Unii pronunță da, lui, da, dar nu, da, nu toți. Da, da. Am avut o discuție complicată chiar cu ei. Și în franceza veche, în mod normal, doi de el nu se citesc. Da, sigur că dar, în franceza. În pronunția veche scăpa un pic din el. Scăpa. Da. Dar în film, de pildă, bineînțeles, care a fost vorbit în limba franceză, totuși s-a mers pe un Villon. Da. Da. Deci foarte puțin el. Da. Da. În continuare am terminat anul trecut Triunghiul Morții. Acum pregătesc ceva foarte interesant, un subiect extraordinar, un subiect foarte bun. Sper să am un mare actor american. Am câștigat un concurs de scenarii, deci am suficienți bani ca să pot să fac filmul, dar eu sper să am un mare actor american, care sper să fie De Niro. Dacă nu el, atunci totuși unul foarte mare și foarte bun. Pentru că subiectul este extraordinar. Se petrece în România, la Timișoara, pe fundalul Revoluției din 89 în decembrie. Dar nu Revoluția joacă ca... Subiectul nu este Revoluția, ci e o dramă. Chiar o dramă extrem de puternică. Spuneți-mi, stimate maestre Sergiu Nicolaescu, dumneavoastră ați făcut o carieră strălucită și înainte de 89. Da. Cu toate acestea, nu erați nici dumneavoastră un mulțumit în perioada aceea. De ce? După cum... Nu. Să fim foarte clar, da? Deci, Sergiu Nicolaescu față de regimuri, da? Da, da. Deci eu făceam parte dintr-o clasă burgheză, dintr-o familie de oameni bogați, care au fost loviți foarte puternic. De unde sunteți dumneavoastră? Deci eu sunt născut în Târgu Jiu, trăit în Timișoara. Deci dintr-o familie de oameni foarte bogați,
loviți puternic în perioada comunistă, am pierdut tot, tatăl meu a făcut închisoare, am intrat cu o biografie falsă în facultăți, am terminat și așa mai departe, am ajuns regizor. În momentul în care mi s-a descoperit biografia, eram deja afirmat ca regizor și nimeni, absolut nimeni, nu mi-a mai reproșat nimic. Deci cariera mea nu a mai fost împiedicată de faptul că aș fi fost un burghez împuțit, nu? Așa. Și că familia mea sau tatăl meu a judecat și închis în perioada comunistă. Vorbesc de anii... Deci a fost arestat în 48, pe 5 ianuarie, mă rog, condamnat în închisoare și a mai avut alți oameni din familie care au fost tot așa, chiar morți în închisori. Deci... N-am avut de suferit politic, absolut deloc, ba mai mult decât atâta, în 1968, imediat după, aveam 38 de ani, eram destul de bătrân, deci la 38 de ani am fost primit în partid, imediat după Cehoslovaci. Deci am fost primit chiar și în partid. E drept că la un moment dat, prin anii 80 și ceva, colegii mei au vrut să mă dea afară din partid, că... nu mai mergeam la ședințe în ultimii 12 ani, deci din 1977 până în 89, eu n-am mai fost la nicio ședință de partid. Dar nu ostentativ, ci spunând că am de lucru. Și având de lucru, aveam de lucru. Dar aduceam țării milioane de dolari, aduceam filme, aduceam succes, filmele mele făceau succes, câștigau bani. De departe eram pe primul loc, eu sunt un regizor care am 130 de milioane de spectatori într-o carieră de 20 ceva de ani, deci o performanță deosebită, vânzările filmelor în străinătate erau mai mult decât bune, eu câștigam bine, am câștigat bani, nu am avut din partea regimului niciun fel de opreliște. Sigur că cenzura am cunoscut-o mai mult decât colegii mei, dar nu m-am plâns. Eu, având o origine cum am avut-o, aveam grijă să nu mă plâng. M-ați înțeles? Deci n-am făcut nicio concesie regimului, niciodată, nu am făcut niciun film omagial, nu am făcut niciun film prin care să laud comunismul sau comuniștii. Deci nu am făcut concesii politice, nu am apărut, nu am spus poezii, nu am dat declarații de ziua președintelui țării, nu. M-am abținut, am fost foarte rezervat, nu m-au obligat să fac astfel de lucruri, au încercat să mă provoce, dar au văzut că nu și m-au respectat. Deci în timpul regimului comunist am fost respectat. Vreau să spun că până și securitatea m-a lăsat în pace. Deci m-a lăsat în pace, plecam peste graniță, mă întorceam, îmi plăteam datoriile față de stat, plăteam cotizația care o aveam, respectiv rata care revenea din câștigul meu în străinătate, făceam contractele prin Aria, deci eram în România un om bogat, aveam mașini frumoase, casa aceasta mi-am făcut-o singur în perioada respectivă, locuiesc aici din 1948. Aici? Din 48, da. Deci, nu, n-am fost un profitor de pe urma nimănui. Nimănui, spun. Niciodată nu am fost trimis în străinătate, pe banii statului, niciodată. Întotdeauna mi-am câștigat banii, mi-am câștigat existența, dar și am fost respectat. Și eu am respectat pe ceilalți. La Revoluție, fără discuție, că credința care o aveam și care în perioadă, toată această perioadă, eu n-am vrut să fug din țară, n-am fugit, mi s-a oferit ocazia de mai multe ori, nu am rămas în străinătate, dar regimurile comuniste, împotriva acestor regimuri, aveam o ură ascunsă, dar puternică în sufletul meu, cu atât mai mult cu cât dacă prin anii 60
și 7, după 66 și până prin 71, din punct de vedere economic, țara mergea bine. Bine, 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 foarte bine. Și în acele momente am început să recunosc acest lucru, regimului comunist. Sigur. Deci, pe urmă a început mizeria care a început și care s-a terminat cu Revoluția din decembrie, care a trezit din nou poporul, ne-a trezit din nou demnitatea care rămăsese uitată din anii 48 până în 89 și hotărât am ieșit și eu în stradă alături de revoluționari. Sigur că ieșirea mea în stradă a contat foarte mult, pentru că nu erau mulți care să fie cunoscuți așa cum era mea. Nu erau mulți. Sunt un luptător, sunt un berbec, prezența mea a contat. Mai departe m-am angrenat în viața politică prin ieșirea mea la Revoluție și rămân mai departe un om de stânga într-un partid, în PDSR, care este un partid care garantează o protecție socială, un respect al omului. Dar vedeți că lumea spune opoziția și o parte dintre cetățenii ne implicați politică. Totuși PDSR-ul este un partid comunist. Partid comunist. Adică noi am făcut revoluția, noi suntem comuniști. Stați prostii, stimată doamnă. Adică când nu mai ai ce spune, îi spui lui Ilescu că e comunist. Cum o să fie comunist când el a fost primul președinte al țării, el a condus Revoluția Română începând din 22 seara. 22 seara, Iliescu a fost în fruntea frontului, cu modestie, ales de noi și ales pentru faptul că era un om politic, era un om cu experiență, era un om care știa să conducă, care putea să conducă o țară. Cine putea să fie? Să vin eu ca regizor sau inginer să conduc o țară? Mai exista un alt actor sau alt aventurier apărut pe străzile țării în timpul Revoluției care să conducă România? Nu se putea. Deci Iliescu a fost la vremea respectivă omul cel mai potrivit. În condițiile acestea trebuie să recunoaștem că a fost înainte comunist. Da? Dar el a fost un disident. Toată lumea știe, recunoaște acest lucru. Nu? Iar, ca să fim sinceri, majoritatea disidenților din România erau din sânul partidului. Foarte puțini erau cei, până și Goma, nu, care își aduce aminte toată lumea, nu? Și care a rămas în străinătate. De până și Goma era din interiorul partidului, nu? Sau Brucan, care pretinde tot așa că era disident, tot din interiorul partidului. Grupul celor 6, scrisoarea trimisă la Europa Liberă, tot din interiorul partidului. Tot respectul față de cei care au rezistat și au luptat împotriva comunismului, acei oameni necunoscuți care poate au murit în închisori în perioada Ceaușistă, vorbesc, nu vorbesc de ceilalți, oamenii politici din perioada după căderea monarhiei, nu, vorbesc de perioada Ceaușistă, au fost multe victime. Tot respectul față de toată dragostea față de sacrificiile acestor oameni, dar sunt necunoscuți, au rămas necunoscuți. Da. Spuneți-vă, rog, l-ați cunoscut pe domnul președinte Ion Iliescu dinainte de 89? Nu, nu, nu. Nu. Atunci l-ați cunoscut la televiziune? În ziua de 22, la televiziune, un prieten de-al meu, care era vecin cu domnul Iliescu și care îl cunoștea foarte bine pe domnul Iliescu, a venit la mine și m-a întrebat. Noi ne certam între noi la televiziune, ne certam. Și a venit la mine și m-a întrebat să-l aduc pe Ion Iliescu, auzisem de Ion Iliescu. Să știa, toți intelectualii știau că Ion Iliescu este un om din partea de sus a partidului, care iubește intelectualii, care e un om cult, un om pregătit, un om cu diploma luată pe bunele, nu așa, nu cu cartele. Și când mi-a spus lucrul acesta, mi-am adus aminte că, într-adevăr, o intelectualitate aștepta să vină un astfel de om în fruntea țării. Sigur că nu știam pe 22 decembrie la ora 14 ce se va întâmpla cu România. Nu știam că o să cadă regimul, nu știam că doream acest lucru, asta e adevărat,
Dar nu-mi închipuiam. Singurul moment, primul moment în care am fost convins că regimul va cădea, a fost atunci când întreaga populație, după masa lui 22, în fața Comitetului Central, atunci când stăteam sus pe balcon, cei de jos strigau jos comunismul fără comuniști. Și au respins pe Ilie Verdeț și au respins pe toți acei comuniști care au încercat să ia cuvântul. Prin forța lucrurilor și prin priceperea lui, Iliescu a rămas în conducere până în 96, când, pe bună dreptate, prin democrație, a pierdut alegerile. După părerea mea, cei care nu l-au votat în 96, sunt convins că vă vota acum, a fi pe bună. Încercați să le forțați mâna, da? Nu! Sunt convins că acest lucru se va face, pentru că nu avem în momentul de față o altă variantă mai bună. Nu avem. Nu vreau să intrăm în propagandă politică. Da. Spuneți-mi, vă rog, după 89, când ați debutat în mod serios în politică? Nu. N-ați debutat în mod serios în politică? Nu, eu n-am ocupat nicio funcție, știți foarte bine, în Vrancea. Nu am senator de Vrancea. Nu am abuzat. Sunt senator de Vrancea, două legislații. Eu cred că am reprezentat Vrancea cu tot respectul din partea colegilor. Cred că am fost unul din senatorii care am luat cel mai des cuvântul în Senatul României. Am fost inițiator de legi, am luptat pentru anumite legi care erau absolut necesare, sunt un luptător, am fost un luptător și rămân. Deci, cred că și am încercat să fiu față de dumneavoastră, care acum mă priviți, să răspund încrederii pe care mi-ați acordat-o și să vă reprezint cu cinste în Parlamentul României. Întrebarea era așa, deci după ce ați debutat... Deci n-am ocupat nicio funcție, nici în partid, n-am avut niciodată vreo funcție în partid și nu am făcut o carieră politică, pentru că o carieră politică nu m-a interesat, mi-am făcut datoria mi-am făcut-o ca senator, dar carieră politică nu mi-am dorit, pentru că aș fi putut-o să o am în decembrie 89, așa cum unii au știut foarte bine să o câștige. Nu? Apariții noi de oameni care știu. Eu eram un om extrem de cunoscut, cel mai cunoscut în momentul acela, și aș putut să fac o carieră politică. Nu am vrut să fac o carieră politică. Am vrut să vă întreb altceva. Deci ați debutat într-un fel în lumea politică. Și în continuare nu vreau o carieră politică. Candidați a treia oară pentru funcția de senator în Vrancea? Până în momentul de față nu m-am hotărât. Nu v-ați hotărât încă. Poate vă hotărâți totuși, nu? Să alegeți tot Vrancea. Da. Această preocupare pentru politică din ultimii 10 ani, am înțeles că nu v-au știrbit dragostea pentru adevărata dumneavoastră pasiune, care este regia și actoria. Ce ați făcut în acești 10 deci, ani? Deci în perioada asta am făcut filme care nu le-am putut face în timpul regimului comunist. În timpul regimului comunist nu am putut face filme politice, nu am putut arăta ce s-a petrecut în România la 23 august. Deci ați fost cenzurat? Eu am fost cenzurat mult mai mult decât alți colegi de-ai mei, pentru că am și făcut mult mai multe filme decât ei. Și nefăcând filme de actualitate, făcând filme istorice, am evitat într-un fel, dar cenzură, eu nu m-am plâns, doamnă. E o diferență. Eu nu mă plâng. Zodia. Eu nu mă plâng. Deci eu sunt un luptător, sigur. Eu sunt un luptător. Deci mă lupt. Unii se plângeau și au profitat pe urmă după căderea regimului și zic că vai cât am suferit noi. Vreau să vă spun că prin documente și prin fapte pot dovedi că am avut o cenzură mult mai puternică decât față de colegii mei. Era și normal pentru că ieșeam peste graniță, nu? Și trebuiau să mă cenzureze. Le era frică totuși de ce aș putea eu face. Însă, încă o dată, eu nu trădesc pe nimeni. N-am trădat nici încrederea regimului în mine atunci când eu prezentam România unde plecam.
De aceea nu am fugit din țară, nu? Și de asemenea, atunci când în țară ne-am făcut noi singuri dreptate, atunci am ieșit în stradă, cu riscul respectiv, pe 21 și 22. Deci nu am apărut pe urmă ca să fac o carieră politică și să mă cațăr pe diverse funcții ca să pot profesional să fac ceva. Eu profesional eram realizat cu mult timp înainte. Spuneți-mi, vă rog, deci ați făcut multe filme istorice și vedeți dacă în Enigma Otiliei, datorită subiectului care era așa cum era, ați putut să modificați pe aici, pe acolo, la filmele istorice, cred că v-a fost mai greu să modificați, să nu respectați adevărul istoric, sau au fost și perioade de situații. Tocmai că ei, tocmai ei îmi cereau să nu respect adevărul istoric. Mi-aduc aminte la Mihai Viteazul, de pildă, Dumitru Popescu, care era cerberul partidului, îmi cerea ca bătălia de la Schellenberg să nu fie între români și unguri, între Mihai Viteazul și unguri, ci să fie între Mihai Viteazul și austrieci. Sigur că n-am putut să fac. Am refuzat. Dar până la urmă, am câștigat eu. De asemenea, toate filmele care le-am făcut, acelea polițiste, m-au obligat să-i schimb numele lui Iorga, să nu se spun Iorga, să nu spun Maghiaru, Maghiaru, să nu spun, deci să nu spun numele adevăraților oameni pe care de fapt filmul îi prezenta. Eu am atins momente istorice extrem de importante în perioada respectivă. Eu am vorbit de rebeliunea legionară, eu am vorbit de al doilea război mondial. Iarăși un film care mi-a plăcut foarte mult, filmul de care vorbiți cu Iorga, și excepțional, într-adevăr, un film de mare. Deci, nu mi-a fost teamă să abordez teme dificile din punct de vedere politic și în care am reușit să mă strecor. În filmul Mircea, de pildă, care a fost complet oprit. Deci filmele Un comisar acuză și Revanșa sunt filme făcute pe fundalul rebeliunii legionare sau, să zicem așa, loviturii de stat, că de fapt e o lovitură de stat, o încercare de lovitură de stat. Dar am făcut filmul și despre 23 august, filmul lui Antonescu. Deci arestarea lui Antonescu, procesul lui Antonescu, procesul lui Maniu, moartea lui Maniu, a lui Brătianu, în filmul Oglinda. Deci toate aceste lucruri le-am atins după 89, ceea ce istoricește am putut să abordez în perioada comunistă, a fost un mare succes faptul că am putut să vorbesc și am putut aduce pe ecran un rege în 77, nu, în filmul 77, Pentru Patrie, am adus pe regele Carol, am adus tablourile cu Zelea Codreanu în filmul polițist de care v-am spus. Și pretind și susțin că ceea ce am arătat în filmele mele sunt absolut realitate și nimic, absolut niciuna din ele, nu am acceptat minciuni. Maestre, ați loga vita previses. Am putea vorbi despre cariera dumneavoastră foarte mult timp, pentru că știm cu toții că este una dintre cele mai active cariere actoricești pe care au avut-o actorii și regizorii români. Dar, din păcate, timpul dumneavoastră, mai mult decât al nostru, nu ne permite să mai continuăm discuția, care mie mi s-a părut foarte interesantă. Poate ne oferiți altă dată prilejul să stăm mai mult de vorbă, nu? Totuși vreau să ne spuneți care sunt, acum în încheiere, perspectivele dumneavoastră în cariera artistică pe care... Deci planurile de viitor. Planurile de viitor. Planurile de viitor, v-am spus, am un serial polițist pentru Antena 1, un serial polițist în care e vorba de un câine, lup, de rasă ciobănesc german, un câine foarte bine dresat, excepțional, care câine este însoțit de un copil extraordinar, de un polițist și există o familie, adică familia, câinele, copilul, este completată de o pisicuță, de un iepuraș, de un porumbel și un iepure. Deci e un fel de familie, dar de fapt filmele sunt polițiste.
În fiecare episod va fi o crimă și prin această combinație de care v-am spus-o se vor descoperi vinovați criminali. De asemenea, am un tot la Antena 1 un proiect de comedie care se va vedea sigur seara înaintea la o oră foarte potrivită. Sper ca comedia respectivă să se ridice la nivelul succesului care l-am avut cu Neamărin Miliardar, care este cel mai mare succes de film românesc. A depășit Mihai Viteazu. Neamărin Miliardar are peste 18 milioane de spectatori de cinema, ceea ce e uluitor. Mihai Viteazu are doar 15. Deci, peste astea am acel film de care v-am spus, în care vreau un producător american. Dacă am să fiu sănătos și sper destul de liber, trebuie să fac toate aceste filme. Deci două seriale de televiziune și un mare film de cinema. Toate maestre, noi vă dorim succes. Și eu vă urez succes și încă o dată îmi exprim față de toți vrâncenii aceeași dragoste și admirație pe care o port nu numai regiunii, care este extraordinară. Am cunoscut fiecare sat, l-am colindat împreună cu Oprișan atunci când, în cele două legislaturi, și vă rămân același prieten și îndatorat pentru faptul că atunci când ați vrut, m-ați ales. Vă mulțumim foarte mult! Thank you.